Dacă mai auziți niște sunete pe fond, prieteni, să știți că asta e purica noastră, e foarte activă. Salut, prieteni! Salut! Noi cu Betty am ieșit de la not, adică Betty a ieșit de la not și să știți că la noi afară este destul de frig, după cum vedeți, lumea este îmbrăcată destul de gros. Și noi astăzi cu Betty, când ne-am pornit la not, când ea a vrut să se încalțe cu Adidas și ei, pe care îi purta primăvara, am realizat că Adidas și lui Betty sunt mici și Betty nu are cu ce să se încalțe, da? Da. Adică mai are ea vreo două perechi de încălțăminte pe da. Care poate să-i poarte acum. Da, da? Jumătate de picior îmi am încăput. Jumătate de picior i-a încăput în Adidas și pe care îi purta anul trecut. Adică nu anul trecut, anul acesta primăvara. Da. Vai, a crescut destul de tare, Betty, dar așa e o perioadă acum când tu crești așa mai accelerat, da, și dar apoi te oprești. Da. Da. Și deci acum suntem nevoite cu Betty să mergem să-i cumpărăm Adidas. Ea vrea o culoare mai deosebită. Ce culoare vrei tu, Betty? Roz pastelat cu talpa neagră. Roz pastelat cu talpa neagră. Nu știm dacă o să găsim. Da, dar vreau pastelat, nu? Roz care îți face ochii, gen neon. Și dacă o să găsim culori ceva mai, nu știu, negru, care să ți se potrivească, nu vrei? Aș prefera galben. Ai prefera galben. Deci avem niște cerințe foarte deosebite, dar mergem să vedem. Vezi, Betty, că noi nu mergem în multe magazine, da. Noi mergem în două, da. Care îmi plac mie. Și unde știu, da, și unde știu că încălțămintea este destul de calitativă și noi foarte des cumpărăm de acolo încălțăminte. Da, majoritatea sunt de da. Acolo. De-aia eu altă firmă nu prea aș vrea să-ți cumpăr. Da. Așa că o să ne orientăm ce o să găsim la acele magazine. Da, da, deci o să alegi din ce în ce este, da? Da. Bine. Oricum găsesc ceva ce-mi place. Sperăm să găsim ceva să-i placă. Noi, prieteni, am ajuns la Liberty. Da. Betty își termină de mâncat Luca Aitu, da? Tradițional. Da. Și imediat mergem să-i cumpărăm încălțăminte. Da. Cum crezi o să găsim? Nu sunt sigură, nu știu. Nu ești sigură. Noi în market aici nu știm dacă o să filmăm. O să vedem. Dacă este arătat că nu e voie de filmat, nu o să filmăm. Dacă nu o să vedem acest semn, o să filmăm, da? Da. Noi, prieteni, am ajuns acasă și imediat Betty o să ne arate dacă am cumpărat sau nu ceva. Se pare că am cumpărat! Am cumpărat două perechi de papucei. După cum vedeți, da. Avem o pungă mai mare și una mai mică. Această pungă mai mică, prieteni, este cu o pereche de încălțăminte pentru Andrieș. Da. Noi această pungă o vom transmite în Republica Moldova. Și dacă o să vreți să vedeți ce papucei am cumpărat noi lui Andrieș, să intrați pe canalul Andrei Savciuc Live sau Irăcica Info și o să vedeți mai bine. Eu vă arăt așa un pic papucii lui Andrieș, dar nu vi arăt foarte bine. Da. După cum am zis, dacă vreți să-i vedeți, să intrați pe canalul Andrei Savciuc Live sau Irăcica Info și o să vedeți ce au primit ei de la București, da? Da. Când vom transmite punga noastră în Republica Moldova, da? Da. Dar acum, Betty, hai să vedem ce ți-ai cumpărat tu. Hai. Haide să vedem. O pereche de încălțăminte, da? Da. Hai să vedem ce culoare ți-ai cumpărat. Roz pastelat. Roz pastelat. La mine aici, la cameră, ei se văd, Betty, mai mult așa albi, dar în realitate, prieteni, ei sunt roz pastelat.
Anume așa cum și-a dorit Betty. Poate nu cu talpa neagră, dar nu mă deranjează. Da, Betty a vrut ceva roz cu talpa neagră, dar nu am găsit. Și așa am găsit aceasta, cred că e unica pereche. Pastelată. Care, pastelată, roz pastelată, care nu era din stofă, da? Da. Aici e piele. Noi intenționat n-am vrut papucei să aibă stofă, adică aceștia ghidași, deoarece am vrut să putem să-i ștergem, da? Da. Aici e ceva gen stofă, da? Da. Papucei i-am luat mărimea 37. Wow, Betty, nu știu, e foarte, foarte mare mărimea. Dar să știți că papucii, de fapt, înăuntru nu sunt atât de mari, cât par ei așa da, mari. Ei au așa volum, uitați-vă, ei au volum. Ei au volum, da. Adică piciorul e până aici, dar în spate pare mare și aici încă are volum și ți arată un picior destul de mare. Da, dar oricum sunt drăguți. Da. Mărimea 36, care este potrivită lui Betty, nu am găsit-o, da? Da. Și Betty a decis să-și ia mărimea 37. E măcar nu am găsit mărimea 40. Ei, 40 nu ți-o mai cumpăram eu. Oricum, ăștia sunt un pic mari lui Betty, dar Betty a zis că se simte bine în ei. O să-mi da? Crească piciorul, nu cred că o să mai rămână așa. Am mai găsit 36, o pereche de încălțăminte, tot Adidas, foarte frumoși, dar erau negri și erau cu sclipici. Da. Da? Și lui Betty i-au plăcut foarte mult și ne gândeam să-i cumpărăm pe ea. Eu eram ce mama, cumpără-mi ea acum, dar tu, haide mai întâi să mergem la alt magazin. Tu când mi-ai arătat pește, numai, gata, pește-i vreau. Pește-i vrei. Deci Betty s-a răzgândit, eu eram 90% deja sigură că îi vom cumpăra pe ăia negri. Mie ăia mi-au plăcut mai tare, în primul rând că era o mărimea potrivită, 36. Dar Betty tot și-a insistat, era trist, a zis, bine, dar iei-mi pe ăia dacă zici tu că vrei să-mi iei pe ăia. Și am zis, las, hai să-i luăm pe ăștia și dacă o să-ți fie mari, atunci o să mergem și-i cumpărăm și pe ăia, da? Da. Dar să știți, prieteni, că ei sunt așa un pic strânși aici, da, și piciorul intră greu și din acest considerent, chiar dacă găseam mărimea 36, nu cred că erau potriviți lui Betty, deoarece și ăștia cam greu au intrat acolo pe picior, da? Da, dar atunci aveam o lingură, gen... Da, și ce interesant, prieteni, că linguri din astea cu care să măsori încălțămintea... Care gen îți pui aici. Da. Nu se mai dau acum în magazinele de încălțăminte și a fost foarte greu. Și Betty, într-adevăr, chiar dacă era mărimea 36, nu cred că își putea să încalțe această pereche de Adidas, da? Dacă mai auziți niște sunete pe fond, prieteni, să știți că asta e purica noastră, e foarte activă. Iată ea. E foarte activă și noi mereu controlăm ceva aici, ea... comentează cu sunetele ei, da? Da. Deci, Betty, ești mulțumită de încălțăminte? Da, foarte mult. Sperăm să-ți fie bun. Dacă nu, după cum am zis, mergem și cumpărăm perechea aia neagră, deoarece ei chiar erau potriviți, da? Da. Bine, prieteni, dacă v-a plăcut vlogul nostru, dați-ne like-uri și abonați-vă la canalele noastre YouTube. Pa, pa! Pa, pa!